Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Pentru omul necredincios de astăzi, Dumnezeu este ca un fel de prieten imaginar. Copiii au prieteni imaginari, activități imaginare, își imaginează că fac anumite lucruri. Noi, în ultima vreme, avem o mașină de curse care aleargă prin hol, prin sufragerie, scoate mult fum. Copiii au multă imaginație. Nu doar activități imaginare, ci și prieteni imaginari cu care vorbesc uneori. Deși acei prieteni imaginari sunt doar în imaginație. Și cine nu crede în Dumnezeu, cine nu crede în Cuvântul lui Dumnezeu, în Hristos, ar putea să spună această idee de Dumnezeu este ca un fel de prieten imaginar pentru adulți. Viața e grea, te simți singur, așa că ți-ai dezvoltat, ți-ai gândit un fel de ajutor atotputernic, un fel de părinte atotputernic care să te ajute, cu care să poți să vorbești chiar și atunci când ești singur și trist. Omul necredincios spune, dacă Dumnezeu chiar ar exista, atunci s-ar arăta sau ar vorbi ca să îl aud și eu astăzi. Și un autor român care a scris o carte nu demult a spus și a scuzat necredința în Dumnezeu spunând că îi pare rău că lui Dumnezeu nu i s-a descoperit, că a căutat adevărul așa de mult timp. Dar n-a avut nicio experiență, nicio revelație specială care să îl facă să creadă că chiar există Dumnezeu. Ce Dumnezeu e acesta? Un Dumnezeu care a făcut să fie scrisă o carte mai demult și acum noi trebuie să credem ceea ce scrie în acea carte? Un Dumnezeu care s-a revelat mai demult, a făcut tot felul de lucruri mai demult și acum nu le mai face? Dacă e să credem în Dumnezeu, ar trebui să ni se arate acum, să ne vorbească acum, să ni se descopere după cum vrem noi. Să ne răspundă la rugăciune, așa cum vrem noi, când vrem noi. Textul pe care l-am citit astăzi din Apocalipsa ne vorbește despre răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Și ne aducem aminte de duminicile trecute că suntem în acea parte a cărții Apocalipsa în care Apostolul Ioan are o serie de viziuni. Sunt o serie de scene care sunt niște viziuni care îl ajută să înțeleagă mai bine pe el și pe noi adevărata față acestei perioade dintre prima și a doua venire a Domnului Iisus Hristos, o perioadă numită în Scripturi vremurile din urmă. Capitolul 4 îi arată o hartă teologică a Universului. Capitolul 5, 6 încep să prezinte această istorie în care trăim și noi din perspectiva cerului. Și această derulare a istoriei are loc prin faptul că în viziune Domnul Iisus Hristos, care a murit, a înviat, s-a înălțat la cer, s-a așezat pe scaunul de domnie al cerului și el desfășoară un sul. Rupe pe cețile sulului și îl desfășoară și pe măsură ce Iisus desfășoară sulul, se desfășoară istoria. Și în textul de astăzi avem ultima pecete din acel sul. Ultima pecete, a șaptea pecete pe care o deschide Iisus. Și aceasta a șaptea pecete scoate în evidență faptul că Dumnezeu pune capăt istoriei căzute ca răspuns la rugăciunile credincioșilor.
Pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Suntem chemați să ne rugăm cu încredere, să venim cu încredere în rugăciune înaintea Lui. Și vom înțelege această chemare privind la trei scene pe care le descoperim în textul nostru de astăzi. În primul rând, în textul nostru, vedem tăcerea cerului. În această viziune, care este plină de simboluri, plină de acțiuni, apare o jumătate de oră de tăcere. Și ca să înțelegem această tăcere, trebuie să ne aducem aminte de ce a fost înainte. Toate făpturile, îngerii, credincioșii, lăudau pe Dumnezeu, lăudau pe Hristos cel înviat și înălțat. Vedem lucrul ăsta în mai multe fragmente până acum. Martirii strigă către Dumnezeu și îl întreabă până când va îngădui persecuția pe pământ. Este un dute vino în această viziune, cu multe personaje, cu Hristos cel înviat se urcă pe tron, reacția cerului, după aceea îngeri trimiși, călăreți trimiși, pe cai de diverse culori, foarte multă acțiune, foarte mult sunet, foarte multe lucruri vizuale. Și după pecetea a șasea, în care am văzut judecata, venirea judecății, poate la pecetea a șaptea ne-am fi așteptat să înceapă noua creație, să înceapă viața veșnică. Dar cartea Apocalipsa nu se încheie aici, se încheie doar acel ciclu al peceților, se face tranziția spre un nou ciclu care explică dintr-o altă perspectivă această epocă a bisericii. Acum avem tăcere. Ce înseamnă această tăcere? Tăcerea este prezentă în multe locuri în Scriptură. Tăcerea înseamnă așteptarea lui Dumnezeu și marchează iminența a ceva ce urmează să se întâmple. Tăcerea îngerilor și a credincioșilor din cer, prezentată aici în această viziune, este liniștea dinaintea furtunii. Uitați ce spune o profeție din Vechiul Testament, Zaharia 2, o profeție despre venirea, așteptarea venirii lui Mesia, așteptarea unei noi epoci. Acolo se spune, multe neamuri se vor alipi de Domnul în ziua aceea și vor fi poporul meu. Eu voi locui în mișocul tău și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la tine. Domnul va lua în stăpânire pe Iuda ca partea lui de moștenire în Pământul Sfânt și va alege iarăși Ierusalimul. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci el s-a și sculat din locașul lui cel Sfânt. Această scenă a tăcerii în așteptarea venirii lui Hristos pe pământ. De asemenea, o altă profeție din Vechiul Testament, Zefania 1, afirmă tăcere înaintea Domnului Dumnezeu, căci ziua Domnului este aproape, căci Domnul a pregătit jertfa și a sfințit oaspeții. Din nou, o profeție a venirii Domnului Iisus Hristos, tăcere este așteptarea, este momentul în care aștepți, urmează, este iminentă. Înainte să vină această epocă, este liniște, este așteptare. Și acum, întorcându-ne la Apocalipsa, vedem că este și aici o așteptare. Dumnezeu a auzit rugăciunea martirilor, pe care am văzut-o înainte în viziune, și acum, în acest moment neobișnuit de tăcere în viziune, sunt șapte îngeri care primesc șapte trâmbițe. Tăcere și trâmbițe. Vedeți contrastul? Tăcerea din pasajul nostru nu este doar în contrast cu ce a fost până acum în viziune, ci și cu ceea ce urmează, cu ciclul de cele șapte trâmbițe care urmează în viziune. Tăcerea aceasta ne aduce în vedere faptul că în această perioadă a vremurilor din urmă este o perioadă în care trebuie să avem răbdare, o perioadă în care este multă așteptare, o perioadă în care trebuie să ne cultivăm răbdarea. Dar așteptarea și răbdarea nu înseamnă că ești blocat într-un prezent rău, ci că privești înspre ceea ce urmează să fie. Când trăiești în prezent cu credință, privind înspre ceea ce urmează să fie, atunci dobândești răbdare, atunci ai speranță.
Avem această tăcere a cerului în contrast cu pecețile dinainte, cu trâmbițele ce urmează. Și în al doilea rând, a doua scenă a textului nostru ne arată rugăciunile sfinților. Vine un înger care aduce rugăciunile sfinților, rugăciunile tuturor sfinților. Acum, din nou, trebuie să ne aducem aminte că suntem în cartea Apocalipsa. O carte în care aici avem o viziune simbolică. Nu trebuie să o interpretăm literal. Adică rugăciunile nu sunt cărate la cer cu o găleată de către îngeri. Avem simboluri aici. Nu se pun într-o găleată, ci această imagine în viziune ne arată faptul, ne comunică ideea că rugăciunile noastre ajung înaintea lui Dumnezeu. Și simbolurile pe care le avem aici, în această scenă, multe din ele sunt preluate din Vechiul Testament. Altarul de aur, fumul de tămâie, sunt elemente ale închinării evreiești de la templu, din Vechiul Testament. Și Apostolul Ioan era evreu, biserica din primul secol era o comunitate mixtă de evrei și greci și oameni din alte națiuni. Deci aici se folosește viziunea de simboluri care erau deja cunoscute de cei care primesc această scrisoare, cartea Apocalipsa. Ar fi o greșeală să interpretăm acest pasaj în mod literal, să ajungem la concluzia că îngerii cară rugăciunile cu gălețile sau că chiar există fum de tămâie în cer. Această viziune este simbolică și nu este nici menită să ne spună cum trebuie noi să ne închinăm pe pământ. Pentru că acestea nu sunt elementele închinării creștine, ci țin de închinarea evrească de la templu în Vechiul Testament. Dar în Evul Mediu, unele biserici s-au apropiat de acest text și l-au interpretat literal. Pentru că au început deja să copieze elemente de închinare din Vechiul Testament, de la templu evreiesc, și s-au apropiat de cartea Apocalipsa de acest pasaj, crezând că e o confirmare că au făcut un lucru bun, că au adoptat acele elemente. Dar în primele secole, biserica nu s-a închinat așa, nu s-a închinat cu tămâie, cu fum, cu altare de aur. Nici părinții bisericii în primele 500 de ani nu au citit textul ăsta ca fiind o instrucțiune pentru biserică, cum să se închine biserica. De fapt, uitați ce spune un istoric ortodox grec. Spune, nu este nicio dovadă clară a folosirii tămâierii de către creștini înainte de anul 500, când s-a început această practică că delnițele erau fixe pe perete și apoi au apărut cele purtate. Tămâierea altarului, a bisericii și a mulțimii apare pentru prima dată în secolul IX. Deci dacă ne apropiem de textul acesta și vedeți tămâie și mergeți în alte biserici și vedeți tămâie și mult fum și aveți dilema aceasta, ce se întâmplă, de ce nu avem și noi tămâie și mult fum aici? Răspunsul e pentru că ce vedem aici în Apocalipsa este o imagine simbolică bazată pe închinarea de la templul Vechiului Testament, de la templul evreiesc, și nici apostolii, nici părinții bisericii nu au privit textul acesta ca o instrucțiune despre cum să ne închinăm noi, ci ne arată în mod simbolic, ne arată, concentrează printr-o imagine, prin ceva ce putem să percepem într-un mod vizual, concentrează această realitate a rugăciunilor care ajung înaintea lui Dumnezeu. Și aici textul spune că rugăciunile tuturor sfinților au fost aduse înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă rugăciunile tuturor sfinților? Acum, din nou, trebuie să facem referire la Evul Mediu, pentru că din Evul Mediu, cuvântul sfânt a început să fie folosit doar pentru anumiți creștini, pentru anumiți eroi, pentru anumiți martiri. Dar, în Noul Testament, peste tot, cuvântul sfânt este folosit pentru toți creștinii. Toți creștinii sunt numiți sfinți. De aceea, nu putem să ne apropiem din nou de acest text
cu anumite presupoziții medievale. Aici nu se referă la sfinți în sensul medieval, ci când spune rugăciune tuturor sfinților, textul se referă la rugăciunile tuturor creștinilor, că asta însemna sfânt în secolul I. Dacă ești curățat de păcate prin sângele lui Hristos, atunci ești sfânt. Dacă nu ești curățat de păcate prin sângele lui Hristos, dacă nu ești reconciliat cu Dumnezeu, nu ești sfânt, nu ești creștin. Toate rugăciunile creștinilor ajung înaintea lui Dumnezeu. Și într-un mod poate ciudat, după ce am văzut istoria prezentată prin primele 6 peceți și judecata finală, care a început să vină în pecetea a 6-a, acum, în pecetea a 7-a, vedem prezentate rugăciunile credincioșilor, rugăciunile creștinilor. Toate rugăciunile creștinilor ajung înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a creat și apoi Dumnezeu te-a mântuit din păcat, când ai căzut în păcat. Dumnezeu aude, Dumnezeu ia seama la cuvintele pe care le adresezi. Și uneori, ca martirii de mai înainte din cartea Apocalipsa, ai cer lui Dumnezeu lucruri pentru care trebuie să mai aștepți. Dar Dumnezeu acordă tuturor credincioșilor privilegiul de a vorbi direct cu El. Chiar și în acele momente în care credincioșii sunt confuzi și nu știu ce ar trebui să spună. Rugăciunea nu e un mijloc de a-L manipula pe Dumnezeu, ci este o onoare pentru noi. Este o posibilitate să vorbim cu Dumnezeu. Și înțelegerea acestui adevăr este foarte important, nu doar pentru noi, ci și pentru biserica din primul secol, biserica ce a primit pentru prima dată cartea Apocalipsa. Oameni care erau persecutați și disprețuiți de lumea din jur, oameni care erau persecutați de conducători, sunt aici asigurați că Dumnezeu aude rugăciunea lor, că Dumnezeu își pleacă urechea la rugăciunea lor. Nu pentru că rugăciunile noastre ar schimba ceea ce urmează Dumnezeu să facă, ci pentru că ceea ce Dumnezeu a plănuit să facă, face împreună cu noi. Uitați ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6, spune: când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la ce nelegiuit și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredniți să judecați lucruri de foarte mică însemnătate. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri, cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia. În acest text Apostolul Pavel scrie bisericii și le spune: atunci când două persoane din biserică nu se înțeleg unul cu altul, rezolvați problema în interiorul bisericii, nu mergeți să vă dați în judecată la autoritățile civile, puteți să rezolvați neînțelegerea în mijlocul vostru, pentru că sfinții, și după aceea voi, se referă la biserica din Corint, care, dacă ați citit 1 Corinteni, probabil că numai cuvântul sfânt nu ne vine în gând la câte probleme erau acolo, îi numește sfinți, se le spune să-și rezolve problemele, pentru că vor judeca lumea. Vor judeca lumea. Și acum, întorcându-ne la Apocalipsa, vedem rolul rugăciunilor. Vedem rolul cooptării noastre înaintea tronului Dumnezeu. După cum în această vreme, după cum în epoca bisericii, Dumnezeu a lăsat credincioșilor, a lăsat bisericii mijloacele harului prin care oamenii sunt reconciliați prin credință, sunt împăcați cu Dumnezeu, Dumnezeu mântuiește oameni prin aceste mijloace pe care le avem în slujirea bisericii. La fel, în ziua judecății, credincioșii sunt alături de Dumnezeu în completul de judecată. Rugăciunile vin înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă cuvintele noastre. Putem să vorbim cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i prea ocupat, Dumnezeu nu are o birocrație, să mergi cu dosarul la nu știu care birou, să fii trimis de la un sfânt la altul care mijlocește pentru tine. Poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Uneori s-ar putea să spui prostii, uneori s-ar putea să fii supărat. Și vedem o mulțime de psalmi care
în care psalmiștii își varsă frustrarea înaintea lui Dumnezeu, dar încheie recunoscând stăpânirea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu. Și în acest punct din viziune, rugăciunile sfinților sunt aduse în atenția noastră, ca să vedem că nici la sfârșitul vremurilor, nici în momentele agitate ale istoriei, Dumnezeu nu este ocupat ca să nu ne răspundă și noi putem să ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Și asta ne aduce la cea de-a treia scenă pe care o vedem în textul nostru, și anume răspunsul lui Dumnezeu. Vedem acest răspuns în versetul 5, unde îngerul ia cădelnița, o umple cu foc de pe altar și o aruncă pe pământ, aruncă focul pe pământ, și pe pământ vedem din nou aceste reverberații în natură, care sunt asociate cu judecata lui Dumnezeu. Sunt aceleași reverberații pe care le vedem în momentul răstignirii lui Hristos, când se întâmplă astfel de lucruri în natură. Dar și în multe locuri din Vechiul Testament, pentru că suntem într-un pasaj încărcat cu multe referințe din Vechiul Testament, dacă am merge în Exod 19, când Dumnezeu vine în mijlocul poporului și încheie un legământ cu poporul, acolo vedem aceleași elemente, aceleași reverberații în natură. Apoi Psalmul 77 vorbește din nou despre prezența lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu însoțită de aceleași elemente. Și Isaia 29, vestind judecata, spune: de la Domnul oștirilor va veni pedeapsa cu tunete, cu tremure de pământ și pocnet puternic, cu vijelie și furtună și cu flacăra unui foc mistuitor. Toate aceste elemente ne vorbesc despre prezența lui Dumnezeu, despre venirea lui Dumnezeu cu judecată. Aceasta este judecata necredincioșilor, oprirea istoriei ca răspuns al rugăciunilor credincioșilor. Mai țineți minte cum începe rugăciunea Tatăl nostru? Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Ce înseamnă asta? Dacă rostești această rugăciune fără să crezi, și în mod inexplicabil sunt milioane de oameni în jurul nostru care rostesc această rugăciune în anumite momente în viață fără să creadă, îți invoci blesteme asupra ta. Pentru că vie împărăția ta și facă-se voia ta pe pământ precum în ceruri. Asta înseamnă ce am citit astăzi din Apocalipsa, capitolul 8. Răspunsul final, forma ultimă a împlinirii acestei rugăciuni este ce am citit. Este judecata, este sfârșitul, este lipsa de orice posibilitate ca cineva să se răzvătească împotriva lui Dumnezeu și să trăiască altcumva decât voiește Dumnezeu. Tocmai de aceea, următoarea secțiune din Apocalipsa, pe care o începem duminica viitoare, este ciclul celor 7 trâmbițe. Trâmbița este un semnal de alarmă. Dacă nu ești reconciliat cu Dumnezeu, trebuie să fii alarmat, pentru că ești într-un pericol imediat. Dacă rostești această rugăciune, Tatăl nostru, ca un păcătos reconciliat cu Dumnezeu, atunci ceri ca planul de mântuire al lui Dumnezeu să fie deplin, să fie finalizat. Și poți să fii sigur că rugăciunea ta ajunge la Dumnezeu. Poți să fii sigur că fiind reconciliat cu Dumnezeu, ai un loc în curtea sa de judecată. Nu ca să fii judecat, ci ca să domnești, să judeci împreună cu Hristos, să beneficiezi de conducerea sa. Textul de astăzi ne arată faptul că Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni și ne aude rugăciunile, dar ne arată și faptul că aceste lucruri se întâmplă conform planului său, se întâmplă la momentul hotărât de Dumnezeu. Chiar și martirii din ceruri sunt prezentați ca cerând ceva pentru care trebuie să mai aștepte.
Și asta ne învață să cultivăm răbdarea. Chiar dacă suntem siguri de aceste promisiuni ale Dumnezeu, chiar dacă suntem siguri că Dumnezeu ne aude, asta nu înseamnă că nu trebuie să așteptăm. Asta nu înseamnă că tot ceea ce cerem noi este conform voii lui Dumnezeu. Dar faptul că avem acces să venim înaintea lui Dumnezeu, într-un mod în care nu avem acces față de oameni din jurul nostru, nu poți după masa aceasta să îl suni pe președintele țării, nici pe prim-ministru. Adică, probabil că poți, probabil că este un număr de telefon unde poți să suni, dar n-o să stea de vorbă cu tine. Dar onoarea pe care ne-o face Dumnezeu este că ne vorbește și că ne ascultă. Ne vorbește prin cuvântul Său și ne ascultă rugăciunile. Rugăciunea nu e ca un ritual pe care îl faci ca să manipulezi o forță în univers. Este o comunicare, este o vorbire cu Dumnezeul care are milă de tine. Să ne rugăm. Doamne, Tatăl nostru, îți mulțumim că ești plin de dragoste față de noi. Îți mulțumim că asculți rugăciunile noastre. Îți mulțumim că ne faci această onoare prin Hristos ca să putem să venim înaintea Ta. De aceea te rugăm ca în momentele dificile ale vieții să ne faci să ne aducem aminte de promisiunile Tale, să ne aducem aminte de ceea ce Tu ai făcut pentru noi, să ne aducem aminte de speranța pe care o avem prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă sunt momente în care trebuie să așteptăm, să răbdăm, să facem lucrul acesta cu bucurie, știind că nu facem acest lucru singur, ci Tu ești alături de noi. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin.